După ce seara trecută, șefii de stat și de guvern din cadrul UE au participat la o reuniune de urgență. Uniunea Europeană i-a dat astăzi Rusiei un termen de o săptămână pentru a înceta acțiunile militare în Ucraina. În caz contrar, Comisia Europeană a anunțat că va adopta noi sancțiuni împotriva Moscovei. Cancelarul german Angela Merkel a precizat că acestea vor viza în special sectoarele finanțelor și energiei, la fel ca cele adoptate la sfârșitul lunii trecute. UE a decis la data de 29 iulie să blocheze accesul Rusiei la piețele sale financiare și a interzis vânzarea către aceasta a tehnologiilor din domeniul energiei, armamentului și a bunurilor care pot fi folosite atât în scopuri civile cât și militare. Reprezentanții celor 28 de state membre UE se vor reuni mâine în Minsk, unde vor avea loc consultări pe tema noilor sancțiuni. La întâlnire vor participa și reprezentanții Ucrainei și Rusiei. Further steps depends. Vom evalua această situație care pare să se înrăutățească pe zi ce trece. Nu există niște criterii specifice, însă vă pot asigura că toată lumea este pe deplin conștientă că trebuie să acționăm cât mai rapid, având în vedere situația din teren și bilanțul tragic ce indică tot mai multe pierderi de vieți omenești. La negocieri vor fi prezenți și mai mulți reprezentanți ai separatiștilor din sud-estul Ucrainei. Moscova a solicitat în mai multe rânduri ca separatiștii proruși să poată participa la discuțiile privind soluționarea crizei, însă liderii ucraineni sunt reticenți față de prezența acestora pe care o consideră nelegitimă. Situația din teren rămâne în continuare gravă. Localnicii din Mariupol au format un lanț uman în încercarea disperată de a-i determina pe separatiști să înceteze luptele.